Bun găsit, tovare și prieteni. Vreau în primul rând să aduc să adresez felicitări tuturor tovarășilor și prietenilor cu ocazia a 140 de ani de la nașterea marului Iosif Visarionovici Stalin, părintele popoarelor, geniul omenirii progresiste, cel care a zdrobit fascismul și a eliberat jumătate din Europa din, jurul, din jugul din jugul capitaliștilor și moșierilor. Indiferent ce spune Burghezia, oamenii progresiști din lumea întreagă îl iubesc pe Stalin. Și poate că Burghezia poate să spună oia orice, vrute și nevrute, nimeni nu poate să șteargă faptele pe care le-a făcut marele Stalin. Um, se spune că Stalin ar fi fost la fel ca Hitler sau chiar un pic mai rău. Curios că supraviețuitorii lagărilor de concentrare naziste nu gândesc la fel nu consideră deloc că Stalin a fost la fel ca Hitler sau mai rău decât Hitler. Curios este că milioanele de oameni din Europa de Est, care au fost alfabetizați în perioada lui Stalin, care au primit lumină electrică în timpul lui Stalin, nu consideră deloc că Stalin a și fost la fel ca Hitler sau mai rău decât el. Deci anumite lucruri trebuie să spuse ca să știm că minciuna nu poate să conducă veșnic. Eu am o prorocire, suntem la 30 de ani după decembrie cel negru, după contrarevoluția din 1989, și sunt sigur că 30 de ani de acum încolo, atenție, 30 de ani de acum încolo, nimeni, dar nimeni în țara asta nu va mai sărbători decembrie cel negru. Pentru că 30 de ani de acum încolo noi vom fi din nou la putere, nu noi, nu noi, atenție, ci poporul. Casa muncitoare va fi din nou la putere. Ce pot să spun despre decembrie cel negru? Pot să spun că sunt eu care eram optimist atunci. copil în vârstă de 9 și jumătate eram foarte optimist. Credeam că va veni cea mai bună perioadă din istoria României. La 30 de ani după aceea sunt atât de pesimist când merg pe străzi. Nu, nu pesimist, că eu tot optimist sunt. Dar sunt dezamăgit de ce văd pe străzi. Înțelegi? Înțelegeți? Eu sunt foarte dezamăgit de ceea ce văd pe străzi. De ceea ce văd când mă uit la știri. De ceea ce văd când călătoresc prin țară. Nu am fost mințiți că va veni libertatea și bunăstarea. Într-adevăr, a venit libertatea. A venit libertatea pentru unii să fure și să distrugă și să tâlhărească. Și să exploateze și să jefuiască. Iar pentru alții libertatea de a-și alege stăpânul, fiindcă sclavul în capitalism are o singură libertate, aceea de a-și alege stăpânul. Liberalilor, adepților liberalismului economic, liberalii clas, liberalismului clasic, cum le place lor să spună, fetișizează un singur tip de libertate, și anume libertatea sclavului de a alege stăpânul. Ei spun așa, dacă un muncitor nu este mulțumit de cum îl tratează patronul, poate oricând să se ducă să-și aleagă alt patron. Deci este liber. Um. Iar noi spunem că asta este o libertate al cea mai lipsită de valoare, cea mai lipsită de valoare, libertatea când de, de care, care poate să existe. Adică, dacă ești nemulțumit de cum te, tra te, te tratează stăpânul, îți poți alege alt stăpân. Libertatea sclavului de a-și alege stăpânul. Asta este cea mai mare flegmă, cea mai mare flegmă pe mărețul cuvânt libertate. Nu confundați adevărata libertate pentru care și-au dat viața. Nu sute de mici, ci sute de milioane de oameni. Nu confundați adevărata libertate cu libertatea capitalului, cu libertatea capitalului care rânjește la noi cu colții aceia însângerați de vampir. Să nu confundăm lucrurile. Am fost mințiți că ne va fi mai bine. Nu ne este mai bine. La 30 de ani de după, după răsturnarea socialismului, Există zeci de mii de femei ținute în sclavie sexuală, care sunt bătute zilnic și uneori care sunt chiar mutilate. Există 5 milioane de oameni care au părăsit țara și cu încă 5 milioane, pentru că se este doar vârful icebergului, grosul populației de abia acum urmează să plece. Deci atenție! Cei mai rău abia acum urmează să urmeze? Pentru că grosul populației care pleacă și care visează să plece, ce visează nu știu. Că și acolo e la fel de rău ca aici. Ce visează, și grosul oamenilor care visează să plece abia acum urmează. Deci, grosul care, celor care urmează să plece abia acum urmează. Um, am arătat într-unul -un, într dintre videourile trecute că o Românie depopulată va fi o Românie mult mai săracă. Mult mai săracă decât este acum. Îmi pare rău că lumea nu înțelege. Dar atunci când un salariat din bugetul din bugetul de stat, din economia de stat va ajunge să, să susțină 10 pensionari, putem spune că putem spune că cele mai negre, cele cele mai negre coșmaruri vor deveni realitate, că viața bătrânilor va deveni un infern atunci când un salariat va ajunge să țină în spate 10 pensionari. Dragi tovarăși și prieteni, uh, burghezia ne, ne, ne tot minte mereu, spunându-ne că n-am trăit în, în capitalism, ci am trăit în postcomunism. Uh, Falsii intelectuali, cei care nu sunt recunoscuți nicăieri, deci atenție, intelectualii noștri cu care ne mândrim, nu sunt recunoscuți nicăieri în afara României ca fiind intelectuali. Cel mult intelectoizi. Deci aceștia au născocit găselnița că am trăit în postcomunism că trăim în postcomunism. Eroare fatală, trăim în capitalism. În capitalism. Nu numai că tot ce înseamnă industrie strategică este privat. Băncile, petrolul, metalurgia, combinatele metalurgice. Nu numai că ceea și baza economiei de zi cu zi este privată. Adică te duci la un magazin privat, nu te mai duci la magazinul de stat. Te duci la magazinul privat unde, totul, unde pare să fie totul, de to să, că să găsești de toate. Și când cumperi și în să consumi ce ai cumpărat, afli că mai degrabă ești otrăvit. Și pe ăștia nimeni nu-i trage la răspundere. Da, atunci înainte de 89 se mânca rațional, dar nu era atâtea cazuri de diabet. Nu erau atâtea cazuri de cancer. Pentru că nimeni nu ne otrăvea, pentru că se mânca sănătos, găseai produse să sănătoase. Deci nu numai că atât baza economiei cât și vârfurile sunt private, dar s-au restituit toate proprietățile. Mii și zeci de mii de chiriași au fost aruncați în stradă, unii chiar în timpul iernii. A, făcut, calculat oare cineva câți oameni au murit în România din cauza sărăciei aduse de capitalism, din cauza privatizărilor, din cauza retrocedărilor, din cauza austerității băsiste în anii 2010-2012? Nimeni nu a calculat. Dar atunci când se va calcula și oamenii vor vedea cât de mulți oameni au murit din cauza sărăciei aduse de politicile capitaliste, atunci mulți oameni vor cădea pe gânduri. Um. Deci nu este deloc adevărat că am trăit în post -comunism. trăim postcomunism. Trăim într-o societate 100% capitalistă. 101% capitalistă, 102% capitalistă și totuși în ăștia 30 de ani, cu ce am progresat noi, cu ce a progresat România? Extrem de puțin sau deloc. Desigur s-a produs o creștere sensibilă a bunăstării pentru cei de sus, dar pentru marea masă, marea masă ce a primit? Ce a primit marea masă? în așa 30 de ani. Cu, cu, toții știm că în timpul, tocmai în timpul mult hulitei perioade comuniste, indicatorii la speranță de viață au, au, crescut cel mai mult. Indicatorii la mortalitatea infantilă, la mortalitatea generală au scăzut cel mai mult. Au scăzut cel mai mult. Deci speranța de viață a crescut cel mai mult, mortalitatea și mortalitatea infantilă au scăzut cel mai mult. Au fost electrificate satele. Au fost eradicate boli precum malaria, pelagra și gușa endemică. A fost redusă la un minimum tuberculoza. Diabetul era o raritate înainte de 1989. Cancerul era mult mai puțin răspândit decât în prezent. Se citea mai mult. Oamenii citeau mult mai mult decât acum. Și acum? Unde este progresul? Eu văd un regres. Pleacă, au plecat milioane de oameni. Chiar dacă avem un șomaj mic de doar 3%, totuși pleacă, totuși pleacă milioane de oameni în fiecare an, și v-am spus, grosul abia acum urmează să plece. 3.000 de oameni, 3.000 de oameni dispar în fiecare an. În fiecare an dispar din România 3.000 de oameni. Unde se duc acești oameni? Ce, ce, ce se întâmplă cu ei? Sunt măcelăriți pentru a li se lua organele? Uh, sunt luați în sclavie. Um, uh, tovarăș, în numele celor care suferă din cauza capitalismului, în numele celor care suferă din cauza capitalismului, eu declar că sunt împotriva sărbătoririi lui Decembrie cel Negru și scuip pe Decembrie cel Negru, pe cei care sărbătoresc Decembrie cel Negru, pe figurile care au jucat un rol important atunci în decembrie cel negru și îmi exprim speranța că poporul român totuși se va trezi. Nu numai că îmi exprim speranța, dar îmi exprim convingerea. Eu v-am spus foarte clar, 30 de ani de acum încolo, nimeni nu va mai sărba în România decembrie cel negru. Mulți spun, se întreabă, domnule, când va veni momentul ăla de cotitură când tineretul României, când poporul român va spune nu capitalismului? E bine, momentul, ora de cotitură, deja a început să vină. Da. Temeți-vă, momentul de cotitură în ceea ce privește nivelul de conștiință al oamenilor, deja a venit. Tovare și prieteni, credința în capitalism este România la cel mai scăzut nivel de după 1989 încoace. Felul în care privesc oamenii evenimentele, din decembrie, evenimentele contrarevoluționare din decembrie 1989 suferă din ce în ce mai mult o mutație. Oamenii încetează să mai idolatrizeze. Deci, desigur, mai sunt încă mulți care idolatrizează, dar din ce în ce mai mulți oameni ajung să realizeze că e ceva în neregulă cu capitalismul. Nu toți ăștia care realizează lucrul ăsta vor deveni, devin comuniști sau vor deveni în viitor apropiat. Dar fără îndoială că mulți dintre ei vor deveni, dacă nu comuniști, în viitorul ceva mai îndepărtat, în cel mai rău caz, în cel mai rău caz, simpatizanți pasivi comunismului. Oameni care vor fi gata să sprijine o revoluție comunistă, nu în mod activ, ci în mod pasiv. pentru că nu se mai poate așa. Există o limită la care oamenii încep să riposteze. Adică atunci când dispar copii de pe stradă, când omul devine o marfă, când constați că n-ai dreptul decât de a munci și de a munci și de a munci, fără să ai siguranța că nu vei fi aruncat pe drumuri, există, apare un prag dincolo de care oamenii încep să riposteze. Și capitalismul vostru iubit, că am auzit ieri. Am auzit ieri la TVR1 pe un om numit Mircea Mihăieș, care a scris foarte multe lucruri extrem de urâte de comunism, spunând că nimeni n-ar trebui să iubească comunismul. Dar tot el spune că tot mai sunt mulți oameni care iubesc comunismul. Păi domnule Mircea Mihăieș, dumneata însuși te-ai dat de gol. Dumneata însuți, dumneata însuți, ai spus, ți-a ieșit un mare adevăr din gură, fără să vrei, fără să intenționezi acest lucru. Da. Faptul că atât de mulți oameni încă iubesc comunismul dovedesc faptul că acest comunism nu poate fi scos din mințile oamenilor, din mințile și inimile oamenilor. De ce credeți voi, de ce crezi tu, Mircea Mică, că atât de mulți oameni încă iubesc comunismul? Pentru că n-ai cum să scoți un regim care a ridicat omul mai uh, din inimile, din mințile și din inimile oamenilor. N-ai cum să-l scoți. Pentru că marea. Dacă stăm să vedem așa, marea masă a populației României a avut părinți și bunici care au fost scoși din sărăcie din regimul comunist. Dacă faceți un sondaj într-o într școală, într-un liceu, să zicem un liceu mare, printr-o mie de tineri, 990 dintre ei au avut părinți care sau bunici care au fost scoși din sărăcie din regimul comunist, și doar 10 dintr-o mie. 1% a avut părinți sau bunici care au, care au, suferit în perioada comunistă, socialistă, Stă mă rog. Deci cei care au suferit în perioada socialistă sunt o minoritate infimă. Cei care urăsc comunismul, tinerii care încă, care încă mai urăsc comunismul, uh, vorbesc din auzit, adică îi spun am auzit eu nu știu care, nu știu care, nu știu care, că a avut un părinte care a suferit atunci. Dar ei, părinții lor proprii, n-au suferit atunci. Adică ei nu vorbesc din experiența propriilor părinți și bunici, ci vorbesc din experiența altoral din auzite la mâna a doua sau la mâna a treia. Asta este. De asta, domnule Mircea Mihăieș, românii încă iubesc comunismul. Că n-ai cum să șterge amintire, n-ai cum să ștergi. Chiar dacă ai distruge, ar veni acum cineva și ar umbla în arhive și ar distruge toate documentele din arhivă. Faptele nu pot fi șterse. Deci... În numele tuturor care Detestă minciuna. În numele tuturor care suferă. În numele tuturor care detestă nedreptatea. Care nu suportă nici să sufere, nici să vadă pe, alț pe alții suferind. Eu declar că nu este nimic de sărbătorit în decembrie 1989. Și o să continui să lucrez pentru grăbirea adevăratei Revoluții. Pentru Revoluția care va împinge România înainte. Așa să-mi ajute istoria. Vă mulțumesc. Jos capitalismul, trească libertatea adevărată, trească socialismul, socialism egal libertate.